Alo, prechinilor, să ne înțelegem, tata Neso Mondialul cu una din cutiile. Valoare. Valoare. Scotem la circumferință un inelu. Ha? Ăla lui cocotierul. Adă șervețel. Nu mai trebuie. Ne-a privit. Așa să vă gândiți, când l-am făcut ăsta bot? Nu. No. În 96. 1996. Să-mi aduci lupa. Uitați-vă, care cunoaște aur, să-mi spună ce model e ăsta. Care cunoaște aur, să-mi spună ce model e ăsta. Inelul ăsta. Cu adimant. În Ungaria ai făcut. Înțelegeți cum stă treaba. Rolex. E model Rolex. Ia uitați-l aici. E model Rolex. Uitați cu pietricica asta care e aici. Te zgârie când faci așa. Adă lupa. Vedeți? Fiți atenți aici. Ne punem ochelarii. Pentru că la bunici le stă bine cu ochelarii. Să vedem dacă nu cumva dintr-o întâmplare e pusă și data. Nu cred. Așa. Nu-i pusă data. Nu-i pusă. Dar vă pot spune că e un model Rolex cu diamant făcut la comandă. Ăsta l-a avut cocotierul la vârsta de un an și ceva. A avut lanț și brățară. Doar că lanțul l-am folosit eu la inelul ăsta. Când am făcut inelul, am pus lanțul, iar brățara am dat-o de mult când am venit acasă în 2000 și a fost ziua la coptilul lui Sandu Ciorbă, era mic atunci, și i-am dat-o la Sandu Ciorbă, brățara, să-i o dea la copil cadou de ziua lui. Erau atunci vremurile, înțelegi, vremuri. Bun, oameni buni, ineluțul de îl are, ăsta va mere din neam în neam, să ne înțelegem. Așa, și acum să vedem ce aur am putea noi da să-i facă în continuare, să-i facă un lanț și o brățară. Odată, punem la bătaie cercelul ăsta. Hau. Mergem în continuare. Deși, numai că ăsta e prea greu, dar să vedem. E prea, nu, ăsta e mare. E mare. E greu ăsta de numai. Așa. Dacă nu cumpărăm. Dacă nu cumpărăm. Brățară. Nici ăsta. Oameni buni.
Putem să-l băgăm și inelul ăsta. A? Are vreo 7 grame și ăsta. Sunt vreo 10 grame aici. Astea sunt inelile lui Liana. Nu umblăm la ele. Cercei lui Liana. Nu umblăm la ei. Ineluță. Și în lanțul ăsta aș putea face ceva. Înțelegeți? Ia. Nu că e fain. E fain. Dar îl putem da la topit. Așa. Ăsta nu. Ăsta nu. Mă gândesc la brățara asta. Și să sunăm. Ia. Nu, că și brățara asta e tare de tot. Nu putem să o stricăm asta. Ha? Nu am pus bine, bră. Așa. Au. E tare e tot brățara. Ia. Înțelegeți? Trebuie să-i facem, bă, la nepoțel, bă. Trebuie să-i facem lanț și brățară. Și brățara asta e tare. În cazul ăsta cumpărăm. Cumpărăm. În cazul ăsta cumpărăm. Alo, da. Serus Tibi. Nelson Mondialu. Salut, Nelson. Salut. Ce faci? Uite, Tibi, Hristos a înviat prima dată. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Așa, cred că trec zilele astea pe la tine. Da. Să cu ce te pot ajuta? Vreau să dau o comandă la un lanț și o brățară. Ok. Te-ai gândit la ce model? Păi, alegem acolo un model. Ok. Bine. Nu știu, un model Rolex. Rolex, am înțeles. Bine. Știi de ce? Pentru că eu am un ineluț Rolex. Normal, fii atent, Tibiche. Da. Coptilul Lobo, băiatul meu. Așa. Când s-a născut în Ungaria, eu în Ungaria i-am făcut la comandă lanț, brățară și inel. Da. Brățara am dat-o eu cadou la cineva. Lanțul, când mi-am făcut inelul ăla mare la tine, da, ți l-am dat acolo la topit și am rămas cu ineluțul. Și amu, are și el copil, îți bunic. Opa, felicitări, ești bunic. Țucă tata, mersi. Ai, și m-am gândit să-i fac, înțelegi, așa, sigur, un lanț și o brățară. O să-ți fac o poză la inel, să-ți trimit, să vezi model, așa, okay. Okay. Înțelegi? Și trec zilele astea pe la tine să vedem cum facem. Da. Nu știu, merită să dau la topit sau merită să vorbim cu Anost și să cumpăr niște aur? Păi acum depinde la cât îl dă, da, depinde ce ai de topit, da, depinde de multe, știi? Și de câte grame facem brățara și ăla, că da, o să facem un pic mai, cum să zic eu, aur plin, știi? Că ai văzut, copiii sunt mici, da, cum, dacă e ăla sub țâre. La minte să duce. Da. Corect, bine, bine. Bun. Zilele astea la dej și te sun, da? Bine, bine, bine. Bine, Tibiche, serios. Ok, pa, pa, pa. Ciao, ciao. No, și acum să trimitem la Tibi mesaj. Așa, după ce l-am sunat. Ia. Trimitem pe Instagram. Nu pe Instagram, pe WhatsApp. Înțelegeți voi cum stă treaba.
Ia. Au? Iui că sun. Nu vreau să sun. Nu! Nu, dar de ce nu-mi bag așa, mă, să pot să anonimă? Nu-mi dă așa, mă, să pot să... Du-te, mă, nu știu ce-i cu telefonul ăsta, că-l strâc să mor eu, îl trântez de pământ. Eu nu pot ca să fac să... Ia. Nu. Cum Dumnezeu să fac acum ca să-i trimit mesaj? Nici ștergeți, am dat șterge. Tibi. N-a zis tu. Păi uite, cum fă? Unde? Că din ei, de-apăs pe ăla sună. Păi deci, de acolo s-a anulat? E? Ce faci? De unde ești? Pe WhatsApp? Pe WhatsApp. Tibi. Ne. Bună, folosesc WhatsApp. Nu. Cum da? Ne. Nu. Ne. Du-te, mă. Îl spart să mor eu dacă nu. Și el trimit pe ăsta. Bine, și tu ce faci? Mesaj. Ce telefon șmecheram. Salvați. Bang. Jap. Nelivrat. Nu. Dar de ce? Reîncărcați. Nelivrat. Ai minute. Am, cum să n-am. Păi dar nu dă acolo. Păi da unde să dau un p***? Aici dai. Bea mă rămbotă să mă bea. Și ce nu se vede bine? Deci nu poți să faci poză, bă. Numai de la distanță. Tu îți dai seama. Ce mor și vii. Dar e ce? Mamă, cum se vede, bă. Și unde să vede bine? Trebuie să se focalizeze pe ăla. Lasă. Uite, vezi? Dacă ce să vezi tu? Nici. De la distanță. De la distanță, că după aia poți să-l aduci aproape. Dai. Păi pe p***aia nu se vede bine. Păi cum să-l scot ăla? Ha? Dai anulat. Cum să scot ăla? Uite, de aici scot ăla. Dar lasă-l jos pe negru. Uite, acum se vede.
Să vede o pulă. Să-mi bag telefonul, Mati. Are mai multe funcții. Dacă tu îl pui pe portret, pe nu știu ce, te poți să pui acolo, normal că nu. E pe poză, tu nu vezi. Tu nu vezi. E poză și video. Nu. Păi dă-i pe atunci pe poză normală, dă-i acolo pe poză. Acolo. Dă-i. Nu, ai văzut? Dacă dai pe tri, vezi ce se întâmplă. Ah, ai văzut? Deja îl trântești, dacă nu știi să umbli cu el. Bun, și ce nu merge ca să... Da. Bun. Lanțul ăsta, inelul ăsta și ăsta. Punem și inelul ăsta aici. Oamenilor, după cum vedeți, așa. Astea sunt obiectele. Au! Înțelegeți cum stă treaba. Pățăgănie. Pățăgănie, fraților. Mergem pățăgănie cu ele. Așa. Jap. Lucrare cultural educativă. Lucrare cultural educativă. Ăstea l-am luat să stai aici degeaba. Trebuie să le scot la vânzare, colierul ăsta. Cu brățară cu tată. Sau vă dau muncitorilor, vă dau un preț, să munciți, la casă, sau e geană bossul pe ele. În loc să mă ajute să cresc, îmi cere amane, dă-mi-le, dă-mi-le mie să le iau, dă-mi-le. Înțelege? N-ai ce să faci. Lupul schimbă năravă. Da, pe ruba. Și atunci? Are rost să ne certăm? Nu. Și ceasul bag la toptit. Și ceasul bag la toptit să moară cel mai scump. Înțelegeți? Ia. Îi țigănesc. Bun. Pune și ceasul acolo. Pune și ceasul la țigănie. Are un model pe el tare de tot ceasul. Nu mai trebuie să cumpăr altul. Cu tot ce e aici, îi fac.
oameni, da. Am terminat. Ineluță. Trebuie să scot la vânzare. Prea-i tine, Lut. Trebuie să scot la vânzare aur. Înțelegeți? Gata. Na bot. Asta bagă mi le în geantă. Asta în geantă. Să le am acolo și asta duo. În gentuța care lasă călătoria. Ai, ai un calaș. Oameni buni, gata. S-o ales. Facem lanț model Rolex, brățară model Rolex, inel model Rolex. Rolex, Rolex. Înțelegeți? Pentru că îs grele. Îs grele astea. Trebuie să ai aur pe tine ca să te scape de anumite probleme. Mai ales că n-am bani, mai ales la ferește. Vedeți-vă de treaba. Un prietenilor. De lanț, ia cățăm bibironul. Îl prinde, îl bagă în gură, ciuci. Mai încolo îi pune medalion. Potcova norocosă. Alu tata. Unde e potcova liană? E la Lobo? Potcova norocosă alu tata. Înțelegeți, medalionul lui tata.